Este o foarte mare bucurie pentru mine faptul că am ajuns aici. Sunt Bobby Dumitraș, penultimul concurent din seara asta. Ai emoții! Dar e posibil să nu fie de rău augur, pentru că nevastă mea mereu îmi spune că sunt penultimul bărbat din viața ei. Știți cum se spune că extremele se atrag? Eu sunt un om foarte calm de felul meu. Soția mea e o femeie plină de energie care mereu caută adrenalina. De multe ori ne plimbăm de mânuță prin parc și la un moment dat ea spune: hai să spargem geamul ăsta, să fugim. Și până apuc eu să-i explic, nu-i normal, nu-i moral, nu-i legal, iar sparge, ea fuge, eu rămân să iau bătaie de la om. Știu că probabil și-ar dori să fiu uneori un bad boy, dar nu mă ajută fața. Adică eu oricât de mult încerc să mă încrunt, par un băiat cu minte căruia nu-i iese integramă. Mai mult decât atât, într-o dimineață când am coborât la micul dejun și n-am venit să vorbesc aici despre banii mei, dar poate n-ați înțeles ce am spus, când am coborât la micul dejun. S-a notat. Pentru că după atâția ani de muncă, eu și nevastă mea avem paturi supraetajate. La televizor era o știre despre doi băieți cu caguli în cap care au jefuit o bancă. Nu știu exact ce bancă, nevastă mi-a pupat televizorul. Și la un moment dat se întoarce așa spre mine cu o față fericită: gata, știu, Bobby, o să-mi demonstrez că ești bărbat adevărat. Dacă mă iubești, jefuiește pentru mine magazinul de la colțul blocului. Hai! Eu zic: iubita, mă știi că eu sunt mai mult pe integrame, pe din asta. Plus că n-am cagulă. A, n-ai cagulă? În 3 zile am primit pachet de la bunicii mei la țară. Să vorbiseră fetele. Hai că v-ați dat seama. Bunicii mei la țară îmi împletise mie o cagulă. Din lână. Roz. Ne poate n-aveam altă culoare, am desfăcut un folar, sper că-ți place. Da, pe tine de frică dacă mai vedeai cagul la cea roz în cap. Leșănai, te stropeam cu apă și leșănai din nou, pentru că ceea ce băga spaima în oasele tale era tehnica de împletire. Cagula mea era împletită de aici până aici în bob de orez și de aici în jos era doi pe față, doi pe dos. Cagula mea avea în dreptul ochilor niște flori de cireș. M-am gândit să-ți fac un model, bine. Și în dreptul gurii nu m-am pus de acord cu bunica mea. Ea spunea că e un cerbișor, mi se părea că e o mâță moartă. Teoretic eram un infractor periculos cu cagulă. Practic eram adorabil. Ce, eram pantera roz urcat în cireș, asta era. Am ajuns la magazin, era aglomerat la magazinul ăla din colțul blocului, zi de salar. Și m-am gândit: ok, Bob, ești un infractor periculos cu cagulă, dar nu te-o făcut măta nesimțit, nu? M-am pus la coadă. În fața mea era un licean drogat, în fața lui o fată de clasa 7-a însărcinată. Practic eram cel mai normal de la coada aia. Și mă gândeam, săraca femeie vânzătoare, cum o să moară de infarct din cauza că m-a trimis pe mine de acasă să demonstrez că-s bărbat? Ajung în fața ei și spun: sărmâna, nu vă supărați. Am fost trimis de acasă să vă jefuiesc. Ce spune, măi, femeia? Doamne, mulțumesc, în sfârșit un bărbat adevărat. Pe bune, tante, da. Nu că aveți în valul meu de acasă. Te rog frumos, domnule, vorbește-mi dur, bruschează-mă, ia-mi ce vrei. Apropo, ce vrei? Și în momentul ăla, dragi prieteni, mi-am dat seama că nu eram un jefuitor caguloare care. Eram unul care, nu știu cum, își uitase lista aia acasă, înțelegi? Zic: mă iertați, vă jefuiesc îndată, de trebuie să sun acasă. Știu, iubita, sunt un prost, nevastă m-a țipat: fii autoritar la ea, doamnă, să rumână. O să vă jefuiesc de un pachet de vată, un kil de borș și 2 cuburi cnor de pui. Nevastă mi-a spus: fii mai autoritar și mulțumesc frumos, rumână. La care femeia aceea terifiată se uită la mine și spune: domnul, dar nu vrei să mă jefuiești de o sacoșă la 50 de bani? Cum le cari? Zic: vă stați, doamnă, că le pun în cagulă, că e mare. Am plătit și am fugit acasă. Am plătit?